Deschidem la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, de unde vom citi începând cu versetul 1 și vom încheia citirea la finele versetului 15. 1040, respectiv 1041, traducerea Dumitru Cornilescu a Sfintelor Scripturi. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă? Are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Apropo, să-mi fie îngăduit o paranteză. Să-ți moară un prieten și să faci o astfel de afirmație că te bucuri că nu ești acolo. Pare paradoxal. Pare de neînțeles. În seara asta, prin mesajul Evangheliei, cred că Dumnezeu ne va vorbi. Amen. Și vom înțelege de ce. Zice Iisus în concluzie așa: dar acum, după toate cele petrecute, haideți să mergem la El. Ne dorim ca în seara aceasta, Cel prezent între noi, Iisus, care a venit aici în Biserica Maranata, să ne vorbească. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dragii noștri, a fost o mare bucurie pentru mine și este o mare bucurie pentru mine și soția mea, așa în această seară de duminică, 5 mai 2024, să fim cu dumneavoastră la timpul de închinare a bisericii. Ne-am bucurat că în zilele acestea să putem fi în zona Sacramento, să putem vizita această zonă superbă. Ne-am bucurat să vă cunoaștem ca biserică, să cunoaștem frații din bordul pastoral, oameni deosebiți, și zic încă o dată: Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne-am bucurat de asemenea de primirea călduroasă care ne-ați făcut aici la casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Mulțumesc cu ocazia aceasta fratelui pastor Moise pentru oportunitatea de a predica de două ori în această zi. E mare lucru. Aveți un om cu o inimă deschisă, pastorul bisericii dumneavoastră, un om deosebit, slujitor folosit de Domnul Dumnezeu, să vă binecuvânteze. De asemenea, sunt dator să mulțumesc pe calea aceasta familiei Bulzan, care ne-a primit cu toată dragostea, s-a ocupat de noi într-un mod regește. Ne-am simțit onorați, ne-am simțit binecuvântați, ne-au dus peste tot să vedem cele mai frumoase locuri din statul California. Și zicem: Dumnezeu să-i binecuvânteze. Chiar mă gândeam, dacă e așa frumos în lumea aceasta, cum o să fie în lumea de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu? Cred că ne este dor și abia apucăm să ajungem acolo. Ne-am bucurat în zilele acestea ca familie să cunoaștem familia lor extinsă, părinților, niște oameni deosebiți, fraților de corp. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei.
Vă aducem și salutări sfinte de la Betania Jebel, din zona Banatului. Noi, frățietatea de acolo, dorim să vi se mulțească harul, să vi se mulțească sănătatea și să vă înmulțească Dumnezeu tot ce este folositor. Yes. Și acum să-mi fie îngăduit o întrebare. Este cineva împotriva acestui salut? Eu încă n-am întâlnit oameni care să nu-și dorească mai mult har, mai multă sănătate, mai multe binecuvântări. Le dorim și le primim cu brațele deschise și zicem, Doamne, lucrează! Și acum, după introducerea mai lungă, să pornim la drum în predica din seara aceasta. Am intitulat predica din această seară, pentru dumneavoastră e seară, pentru mine încă e destul de dimineață cu fusul orar și încerc să mă concentrez foarte mult, dar Dumnezeu cred că va lucra în seara aceasta. Am intitulat predica din această seară, Când crezi că Dumnezeu întârzie. Fiecare dintre noi am avut momente în această viață când am întârziat undeva. La o întâlnire, poate. Poate ai întârziat la aeroport. Poate ai întârziat la școală. Poate ai întârziat la locul de muncă. Dacă suntem foarte sinceri cu noi, am avut momente în această viață când am întârziat, inclusiv la biserică. Dacă e să privim dincolo de întârzierea noastră umană și dacă suntem foarte sinceri cu noi în această seară, va trebui să recunoaștem că au fost momente în această viață când ni s-a creat impresia că și Dumnezeu întârzie, că răspunsul la rugăciune a întârziat, că vindecarea de care avem nevoie întârzie, că intervenția lui Dumnezeu mult așteptată într-o anumită împrejurare din viață a întârziat. Și predica din seara aceasta vizează acest subiect. Când crezi că Dumnezeu întârzie. Dragul meu, Ioan 11 ne transmite faptul că planul lui Dumnezeu și iubirea lui pentru noi sunt greu de înțeles, fiindcă atunci când avem cea mai mare nevoie de El, avem impresia că El întârzie să ne vină alături. Și să ne fie sprijin din punct de vedere emoțional, sprijin din punct de vedere fizic, sprijin din punct de vedere spiritual. Mi-aduc aminte, citeam undeva despre C.S. Lewis. Omul acesta avea soția bolnavă, se lupta cu un cancer galopant de oase și în timp ce își privea soția, spunea C.S. Lewis, vă citesc cuvintele lui, zice, nu e vorba că mă aflu în primejdea de a înceta să cred în Dumnezeu. Adevărata primejdie, spunea C.S. Lewis, e că ajung să cred lucruri groaznice despre El. Vă citesc, concluzia despre care mă îngrozesc, spunea C.S. Lewis, nu e, deci, la urma urmei, nu există Dumnezeu, ci concluzia care mă sperie e că așa arată Dumnezeu uneori. Uneori, oameni buni, Dumnezeu își arată iubirea Lui față de noi, întârziind să apară, când avem cea mai mare nevoie de El. Știu că e greu de acceptat acest adevăr. E greu de trecut prin filtrul minții un asemenea lucru, asemenea realitate. Însă veți vedea în această seară că asta ne vorbește textul care l-am citit. Și întrebarea se pune, ce faci atunci când crezi că Dumnezeu întârzie? Cum reacționezi? Ce simți în astfel de momente? Primul lucru, primul adevăr a predicii, când crezi că Dumnezeu întârzie, nu te îndoi de iubirea Lui. Știți cum debutează textul din această seară? Exact cu această afirmare a dragostei lui Iisus pentru Lazar. Iată ce spun în versetul 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, este vorba de Marta și de Maria, surorile lui Lazar, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este cum? Bolnav. Vreau să rețineți afirmația aceasta biblică, acela pe care îl iubești.
Este bolnav. Doar două versete mai jos, autorul textului întărește această realitate a iubirii lui Iisus pentru Lazar. Și auziți ce spune autorul textului? Și Iisus iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar, fratele lor. Un lucru este foarte cert și vreau să-l afirm. Cât se poate de concret în această seară? Faptul că în ciuda celor petrecute, Domnul Iisus Hristos îl iubea pe Lazar. Așadar, iubirea lui Iisus pentru Lazar mai întâi este afirmată de surorile lui, iar apoi este întărită de autorul pasajului biblic. Fapt de care n-avem voie să ne îndoim. Și acum auziți, un detaliu nu este întâmplător în textul din această seară. Am stat și m-am gândit de ce se dă numele localității din care făcea parte Laz. Credeți că întâmplător i-a mintit numele satului? Adică Betania din care făcea parte Lazar? Vă spun că nu întâmplător. Știți ce înseamnă în traducere liberă Betania? Casa celor care suferă. Sau dacă vreți, casa celor sărmani. Oameni buni, frații mei, dacă ești un loc în care simți nevoia de a fi iubit de Iisus, locul acela se numește Betania, casa celor care suferă. Atunci când suferința dă buzna în casa ta, atunci când necazul apare pe nepusă masă, nedorit, nepoftit, atunci când ai cea mai mare nevoie de Iisus și să simți iubirea Lui, atunci e important să nu te îndoiești de faptul că Domnul te iubește. M-am gândit la Marta și la Maria. Ele au apelat la intervenția Domnului în acea situație tragică, tocmai în virtutea acestei iubiri de care ele erau convinse. Nu se îndoiau absolut deloc că Iisus îl iubea pe cine? Pe Lazar. De ce ele afirmă: Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Știți că Domnul Iisus Hristos avea acea capacitate incredibilă de a te face să te simți iubit, să te simți important. Domnul Iisus Hristos avea acel har unic pe care nu l-avea nimeni. Chiar dacă nu l-ai fi întâlnit prea des, chiar dacă l-ai întâlnit doar o dată sau de puține ori, el știa să te facă să te simți iubit, să te simți valoros, cum făcea Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Nu putea să facă nimeni altul. Și acum fii atent. Urmează ceva în textul biblic care trece dincolo de rațiunea noastră umană. Versetul 6. Deci, sau prin urmare am putea traduce, când a auzit că Lazar este bolnav, ce face Domnul Iisus? Mai zăbovește două zile în locul în care era. Cu alte cuvinte, ca și consecință a iubirii lui Iisus Hristos față de Lazar, Domnul, ce face? Mai zăbovește două zile. În contextul iudaic a vremii respective, vizitarea unui prieten bolnav era o datorie sacră peste care nu puteai să treci. Nu se călca o astfel de datorie în picioare. Interesant lucru, am auzit despre un om al lui Dumnezeu care într-o astfel de situație a zis el: unde este Dumnezeu acum? Vă citesc. Acesta este unul din cele mai alarmante simptome când ești fericit, atât de fericit încât n-ai nevoie de el. Dar întoarce-te spre el cu laude și o să vezi. Ești primit cu brațele deschise. Dar spunea acest om: vino la el atunci când ești disperat, când orice alt ajutor este zadarnic, știi ce vei găsi? Uneori o ușă închisă în față și zgomotul zăvorului răsucide două ori pe dinăuntru, apoi tăcere. Și după un timp vei auzi următorul mesaj: poți să pleci. Într-un mod paradoxal, spune acest om al lui Dumnezeu, ne simțim iubiți de Iisus numai în zilele bune, în zilele în care pare că ne-am descurcat și fără El, că suntem happy, fericiți de numai. Și tocmai în acele momente când avem cel mai mare nevoie de iubirea Lui,
Tocmai atunci, interesant, îl simțim așa de departe, așa de distant. Să știți că Lazar s-a simțit iubit de Iisus, dar acelea au fost vremurile bune ale ospitalității, ale binefacerii din partea familiei lui Lazar, a prosperității. Atunci Iisus trecea prin casa lor și le arăta iubirea. Însă acum, când Lazar este pe moarte și când are cel mai mare nevoie de Iisus, tocmai acum, Iisus întârzie să apară. Iar textul confirmă faptul și întărește acest adevăr, că întârzierea lui Iisus era o consecință a iubirii lui față de Lazar. Un lucru paradoxal, dar în același timp cât se poate de evident. Dragul meu, nu uita când ți se pare că Domnul întârzi și reține afirmația, când ți se pare, când ai impresia asta, că de fapt Domnul nu întârzie niciodată, atunci să nu te îndoiești de iubirea Lui. Să fii convins de asta. În al doilea rând în seara aceasta, când crezi că Domnul întârzie, când ai impresia asta, știi ce trebuie să faci în al doilea rând? Există un lucru de care trebuie să-ți amintești, și anume, în al doilea rând, când crezi că Domnul întârzie, amintește-ți promisiunile Lui. În astfel de momente delicate, deosebit de grele, știi ce fac cei mai mulți dintre oameni? Se focusează, se concentrează pe probleme și uită de promisiuni. Vorba cuiva, orice probleme ai avea, dacă îl așezi pe Dumnezeu, care e suveran, atotputernic și mare, între tine și problemele tale, îl vei vedea pe Dumnezeu, vei vedea măreția Lui și nu mai, vei mai vedea problemele. Însă dacă așezi între tine și acest Dumnezeu extraordinar de măreț problemele tale, te vei îngrijora, vei fi frustrat și frustrată, vei fi într-o stare că nu vreau să intru în detalii în această seară și vei vedea numai probleme, necazuri, suferință și nu vei mai vedea măreția și puterea lui Dumnezeu. Vă readuc aminte ceva în această seară. Înainte ca Iisus Hristos să ajungă în locul în care se afla Lazar, la mormântul lui, la această familie, știți ce a ajuns? A ajuns promisiunea lui Iisus. Cineva a venit la Domnul să-L înștiințeze că prietenul lui Lazar este bolnav. Și când Iisus află vestea aceasta prin acest mesager, trimite o promisiune către familia lui Lazar. Și promisiunea suna în felul următor: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu, auziți, să fie proslăvit prin ea. Ceea ce afirmă Domnul Iisus Hristos aici nu e că Lazar nu va muri, ci afirmația Domnului constă în următorul fapt: deznodământul final a bolii lui Lazar nu este moartea, ci este proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. Și pentru a-i se aduce slavă marelui Domn și Dumnezeu. Iar ca să înțelegi asta, nu poți decât dacă privești prin ceea ce s-a întâmplat ulterior, prin faptul că Lazar avea să fie înviat la timpul potrivit de Iisus. Și acum fii atent ceva. Urmează ceva în textul biblic care mie, când am studiat și am descoperit acest adevăr, mi-a dat palpitații la inimă. Adică mi-a bătut inima mai puternic. Știți la ce distanță se afla Iisus de casa lui Lazar? La aproximativ 150 de kilometri. În vremea respectivă, acești kilometri erau parcurși în aproximativ 4 zile. Și dacă mesagerul care l-a înștiințat pe Domnul Iisus Hristos că Lazar, prietenul său, este bolnav, a plecat cu promisiunea Domnului cu 2 zile înaintea lui Iisus, știți când a ajuns cu promisiunea la familia lui Lazar? A doua zi, după ce Lazar murise, fiindcă Iisus pornește, vă readuc aminte, spre Betania, abia în ziua morții acestuia. Iar dumneavoastră știți următorul lucru. Știți când se îngropa cel care deceda la evrei? În aceea zi în care murea, datorită condițiilor meteo din zona respectivă, temperaturile erau foarte ridicate, iar când se întâmpla să moară un om în Israel, în aceea zi era depus în mormânt.
Așadar, după ce ai plâns mortul, după ce l-ai jălit, după ce au venit oamenii locului, au plâns și ei, s-au adunat și ei să-l jălească, în loc să apară Iisus în persoană, primești un mesaj de la El, o promisiune care acum e depășită de orice logică. N-are niciun fel de raționament. Auziți promisiunea Domnului pentru Marta și Maria. Boala asta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. O promisiune care părea lipsită de orice fel de logică, de orice fel de raționament. Iisus întârzie 2 zile timp în care Marta și Maria, surorile lui Lazar, știți ce aveau? În cele mai grele momente ale vieții lor, aveau promisiunea Domnului Iisus Hristos. Atunci când ți se pare că Iisus întârzie să apară în casa ta, la problema ta, la necazul tău și ești tare frământat și dezamăgit și frustrat și zici, Doamne, nu știu ce să mă mai fac. Ascultă-mă seara asta de 2 realități să fii sigur și sigură. Iisus continuă să te iubească și ai promisiunea Lui ca ancoră. Să te ții tare de ceea ce Domnul făgăduiește, de promisiunea Lui. Știți ce e trist? Că de cele mai multe ori ne limităm să analizăm în astfel de momente situația prin care trecem, prin prisma ceea ce vedem, prin prisma ceea ce auzim, prin prisma ceea ce simțim și zicem noi, acum simt dezamăgire, acum simt suferință, acum simt frustrare, acum simt neîmplinire, uitând de promisiunile Domnului. Dar ascultă-mă, în ciuda ceea ce simți, în ciuda ceea ce vezi, în ciuda ceea ce auzi, promisiunea Domnului este cea mai puternică ancoră în astfel de împrejurări. Ce trebuie să faci atunci când ți se pare că Domnul întârzie? Continuă să crezi în iubirea Lui. 2. Continuă să crezi în promisiunea Lui. Și ultimul adevăr a predicii din această seară. Ce trebuie să faci când ai impresia aceasta? Când ți se pare că Domnul întârzie? În al treilea rând, continuă să crezi în puterea Lui. Fii atent ce se întâmplă, foarte curios lucru. Iisus pornește spre Lazar abia în ziua când acesta moare. Și ajunge la mormântul lui Lazar 4 zile, adică a patra zi după ce Lazar murise. Vreau să rețin detaliul acesta, fiindcă este foarte important. Dacă Domnul Iisus Hristos pornea spre casa lui Lazar în ziua în care a primit mesajul, înștiințarea că Lazar este bolnav, știți când ar fi ajuns Iisus la casa lui Lazar? A doua zi după ce el murise. Așadar, Lazar n-a murit ca întârzia Domnul Iisus Hristos. Lazar a murit, că așa erau hotărât de sus, în planul suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan cu Lazar și cu membrii familiei lui. Un plan ce vrea să ne-l descopere nouă peste ani și ani în seara de față. Știți ce e interesant? E un citat din cultura iudeilor, că tot m-am gândit și eu la afirmația asta, de ce a săbovit Domnul 2 zile? Și de ce a ajuns Domnul Iisus Hristos în a patra zi, după ce Lazar murise? Barca Para, scriitorul acesta evreu, spunea următoarele. În cultura iudaică a vremii respective se credea că sufletul omului, după ce omul murea, se plimba prin cimitir, pe deasupra mormântului, timp de 3 zile și încerca mereu și mereu să intre din nou în trup. După ce se observa că trupul și-a schimbat complet învățișarea, adică după cele 3 zile, sufletul, spuneau evreii, părăsea trupul într-un mod definitiv, crezând că nu se mai poate întâmpla nimic. Astfel, spun evreii, explicau ei erorile medicale, adică cineva se putea să fie în comă sau în moarte clinică și în cele 3 zile să fie readus acea persoană la viață. Dacă în cele 3 zile nu se întâmpla nimic, știți ce spuneau evrei? De acum înainte nu se mai poate întâmpla
Niciun fel de miracol. Mormântul era închis, era pecetluit și se credea că din a patra zi nu te mai poți aștepta la niciun fel de minune. Și acum ascultați-mă, personal nu cred că Domnul Iisus Hristos a crezut în teoria celor trei zile, dar cred ceva, că Mântuitorul a ținut cont de ceea ce credeau oamenii vremii respective. Pentru că cei mai mulți credeau în teoria aceasta și susține cont de această împrejurare. Zăbovește două zile ca să dea peste cap crezul celor mai mari sceptici care spuneau nu se mai poate întâmpla nicio minune. Și uite că în a patra zi, când nimeni nu se mai aștepta la un miracol, intervine Fiul lui Dumnezeu, Marele Mântuitor, și îl înviază pe Lazar. Și dincolo de a da peste cap ceea ce credeau scepticii vremii, Iisus produce cel mai mare miracol din istoria umanității. Ca să știe Marta și Maria, ca să cunoască urmașii lui, ucenicii, ca să știm noi cei din 2024, că cel ce este stăpân peste viață și peste moarte este Dumnezeu. Știți care a fost scopul acestei minuni? Tocmai acesta. Să ne determine pe noi să credem serios și puternic în persoana Lui. Să știe Marta și Maria că ele trebuie să se încreadă puternic în Domnul Iisus Hristos. Să știe ucenicii Domnului că ei au înaintea ochilor lor un Mântuitor viu și adevărat și că trebuie să se bazeze pe El, să creadă în El. Și dumneata din 2024, care alegi la casa de rugăciunea lui Dumnezeu și care te declar creștin și creștină, să știi că ai de-a face cu un Mântuitor care este viu și care merită să ne punem toată încrederea în El. Ce să faci așadar când crezi că Domnul întârzie? 1. Continuă să crezi în iubirea Lui. 2. Continuă să crezi în promisiunile Lui. 3. Continuă să crezi în puterea Lui. Traducătorul scoțian a Noului Testament, John Patton, era plecat împreună cu soția și cu familia ca misionar în insulele Noile Hebride. La doar 3 luni după ce a ajuns pe insula Tana, nevasta lui a primit o infecție foarte puternică și așa de puternică a fost infecția aceasta că a trecut din viață în cele din urmă. La scurtă vreme, după aceea, fără să știe, băiatul lor de 5 luni de zile a plecat și el la cele veșnice, luase infecția de la mama lui și în scurtă vreme plecase și el. Și John Patton avea acum de ales între a rămâne misionar în zona respectivă, între canibali, sau a se întoarce în țara lui. Și a decide să facă altceva. Și Dumnezeu i-a vorbit, trebuie să rămâi mai departe ca misionar. Și interesant lucru, Dumnezeu i-a pus pe inimă să traducă o parte a Noului Testament în limba celor oameni de pe insula respectivă. Când a ajuns la Evanghelia după Ioan și a dat de verbul a crede, cel mai important verb din Evanghelia după Ioan, a fost pus într-o mare încurcătură John Patton, fiindcă localnicii zonei respective nu aveau în cultura lor și în limba lor verbul a crede și nu-l înțelegeau. Și John Patton s-a gândit, cum aș putea traduce verbul a crede din toată Evanghelia după Ioan pentru localnicii de pe insula respectivă. Într-o zi i-a venit o idee sub inspirație divină, s-a așezat în biroul lui pe un scaun și l-a chemat pe un localnic întrebându-l, ce fac acum în timp ce el stătea așezat? Și localnicul respectiv i-a zis, stai așezat pe scaun. În secunda 2, John Patton și-a dus șafa pe spătarul scaunului, a dus mâinile lateral și și-a ridicat picioarele în sus. Și l-a întrebat pe localnic, dar acum ce fac? Și localnicul i-a zis, te așez cu toată puterea, adică cu toată greutatea ta pe acel scaun. Așa a tradus John Patton în toată Evanghelia după Ioan, verbul a crede, să te așez cu toată greutatea pe persoana lui Iisus Hristos.
Când ai o problemă, când ai un necas, când nu știi unde să alergi, când la doctor nu mai există răspuns, când ești disperată și disperat și în confuzie, ascultă-mă în această seară, cu toată greutatea problemei tale și a necazului tău, te poți așeza pe iubirea lui Iisus Hristos, te poți baza pe promisiunea Domnului, te poți încrede în puterea Lui, răspunsul este la Domnul și El intervine la vremea hotărâtă de El și va lucra minunat. Fiindcă El este cel viu, fiindcă El este Mântuitorul, fiindcă El este Dumnezeu cel adevărat. Ce să faci când crezi că Domnul întârzie? Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze cum consideră El de cuvință. Tu continuă să crezi în iubirea Lui, basează-te pe promisiunile Domnului și nu uita, ai de-a face cu un Dumnezeu puternic, care va interveni și va face minunea de care ai nevoie. Îți mulțumim, Doamne, că ești un astfel de Dumnezeu și lucrez în modul acesta. Amin.